Iată, de această dată Petrariu nu mai face nimic și este 1-1. Gol pentru Rapid. Martin restabilește egalitatea în urma acestei faze pe care o urmăriți acum în reluare. Lovitură de la colțul terenului dintre doi băcăuani. Martin reușește să reia mingea la Emil Dică. Martin, nu știu dacă e gol, 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 gol pentru Rapid. E gol pentru Rapid, doamnelor și domnilor, în minutul 34 al reprizei, secunde 79 al întâlnirii. Martin, iată, reușește să aducă oaspeții în avantaj. Nu a fost joc periculos. O gol perfect, valabil. Determinant. Spune despre golurile lui Bancu și despre faptul că el este golgeterul Rapidului, dacă se poate vorbi de... Puncte de Panduri, prima echipă aflată deasupra a liniei de salvare. Punea Valerii Moraru în urmă cu câteva zile. Iată un atac periculos al Rapidului. Continuă cu un balon în centru. Iată, pleacă Martin. Nu a fost offside. Martin, gol! Gol! Rapid! Florin Martin! De important cu care Rapid deschide scorul în fața unei formații bune din Liga 1, Ceahlăul. Moment de carul Alexandru Ionisă. Avem însă în reluare momentul în care Martin reușește să înscrie golul cu care Rapid deschide scorul în fața Ceahlăului. Și iată, deși Rapid în acest moment este... Reluare frumoasă a lui Martin și acesta trăznește transversala. Șut foarte frumos al lui Mădălin Martin. Însă el nu are piciorul stâng. Are șansă pentru Rapid. Balonul este bălmășit și penalti la Mădălin Martin. În condițiile în care rapidistul se depărta de poartă, nu este Ivașcă. Iată-l, îl lovește Ivașcă pe Martin. Daniel Niculae la bătaie către Mădălin Martin, spuneam, este foarte rapid jucătorul de flanc drept al Rapidului, trece Mădălin Martin, dribling al lui Martin, trage Martin cu piciorul stâng, însă razant cu poarta. Partida contra Unirii Slobozia, superbă acțiunea lui Martin, însă nu și-a calibrat suficient. Aștepta liber în partea dreaptă. Alexandru Dan poartă această minge înspre careu. Iată-l pe Vali Negru. Cine se apără în fața lui? Golgeterul Brașovului, Marian Constantin. Campionat, de altfel, ultima victorie a lui CSM Iași în Liga 1. Să urmărim însă acest atac, Mădălin Martin! Cu o minge trimisă în plasa la din urmă, va arunca mingea în careul. Așa se întâmplă, Martin! Ce ocazie are Rapidul, Mera trece și el, Mili... Pentru Mădălin Martin, ultimele zvâcnire ale rapidiștilor, lovitură de cap peste poartă. Pentru Valinegru, Tânc este liber la centrul terenului. Pentru Martin. Dribling scurt, centrare în careul Ceahlăului, nu primește nimic, este Tânc bine din apărare, îl trage Andrei Pavel. Atacul continuă cu Mădălin Martin. Este între doi adversari, reușește să-i dribleze, vine și al treilea, Tăbăcariu, nu este faul. Lovitura aici în Giulești. Deocamdată Rapidul se joacă cu ocaziile. Scorul însă este egal 0-0. Mădălin Martin caută o soluție, o găsește pentru Roșu. Roșu urmează centrarea. Gol! Mădălin Martin! 1 la
1-0 Rapid, minutul 22, superbă execuția lui Mădălin Martin, unul dintre cei mai importanți jucători ai Rapidului în sezonul trecut, sezonul promovării în Liga 1. Revedem acțiunea Martin pentru Roșu, acesta din urmă îi întoarce serviciul și execuția lui Martin este de jucător de clasă. 1-0 pentru Rapid. Atac pentru Rapid. Coman pasă în poziție centrală pentru Pan, prelungește în partea dreaptă pentru Martin. Martin, șut din 16 metri, gol! Superbă fază de atac pentru Rapid, 2-1. Viralizează Martin, șnura merge la această fază. Indiscutabil, Martin este marea surpriză a Rapidului în acest retur. Al 8-lea gol marcat de Martin, care a reușit și în meciul precedent cu Unirea Slobozia, o dublă care a dus scorul de la 0-2 la 2-2. Însă faza Rapidului a fost una jnur, una superbă. Iacob, Daniel Niculae în fața porții, gol, greșeala lui Măstăcan și Rapid reduce din handicap. Acțiunea lui Daniel Niculae a scăpat acolo Măstăcan balonul după ce îl prinsese în primă fază și foarte bine a recuperat acolo Coman și acum Martin intră în careu. Martin, gol! Gol Rapid, 2-2, Rapid Unirea Slobozia, dubla lui Mădălin Martin. Omul care practic de unul singur i-a readus pe giuleșteri în meci. Gordin și Martin sunt eroii Rapidului, cel puțin acum pe final de meci. Portarul a scos senzațional în urmă cu 2-3 minute. Cine din cele patru arătate de la margine au bătut repede rapidiștii, situație periculoasă, Ioniță, gol! Pe 12. Daniel Niculae, Martin. Viteză bună a lui Martin, care trece de adversarul direct, centrează în fața porții și gol! A reușit din a patra încercului. A fost norocul, a fost frate vitreg pentru Daniel. Pe istrate, încercând o ultimă acțiune ofensivă a Rapidului, probabil Ionuț Voicu, gol! Gol Mădălin Martin, dezlănțuire a bucureștenilor pe acest final de meci. Obicei sau să fie niște probleme pe care le au ceferiștii suceveni, care cedează mai tot timpul în meciurile contra unor adversare valoroase pe final. 4-5 în fața porții. Comănescu și gol! Gol! Robert Neagoie, cred că a fost, nu cred că a găsit soluție cea mai bună, a vrut să-i fără asistă lui Indingă, în loc să tragă, acum riposta Rapidului, gol! Martin, 4-1, ce înseamnă fotbalul? Brăila, într-un moment senzațional, de a înscrie și golul 2, într-o apărare buimăcită a ciuleștenilor, a găsit soluția cea mai proastă Neagoie, sau au salvat fundașii Rapidului, s-a plecat pe contraatac și Martin înscrie un gol superb. Omul care a dus victoria la Bacău aduce, cred, și liniște acum în Giulești, deși, așa cum am spus, cu Rapid te poți aștepta la orice. Toți jucătorii în jumătate, exceptând portarul, în jumătatea de teren a Brăilei, un șut, bară! Senzațional șutul lui Mădălin Martin. A prins o fuzee teribilă Mădălin Martin. Comănescu era bătut, însă șansă pentru brăileni. Balonul a lovit bara. Doman, Dică, bine demarcat pe partea de... Mădălin Martin lasă să cadă balonul în loc să facă o preluare, dar trece Martin, a fost tras de tricou, a fost clar tras de tricou. Da, a fost în afara terenului Inter, în afara. Respinge bine fundașul Rapidului și acum pasă la Martin, Martin scapă singur, trage Martin, bară!
Ce ocazie! A fost încă o demonstrație a oaspeților cât de buni sunt pe contraatac. Un jucător foarte rapid care în condițiile unei apărări rare fiate. Haideți să revedem însă bara lui... Mieha este însă deposedat foarte bine de... Iacob încearcă rapid să construiască o acțiune de atac prin Martin, eroul meciului cu Slobozia. Situație bună pentru Giulie Ștefi, fotbalist care a jucat destul de puțin în toamnă, însă care a reușit în primăvară să facă niște progrese. Joace la Citești, spune oficialitățile orașului. Vincerul este bine primit, chiar dacă nu promovează. Să vedem pe Martin. Martin Nicolae, ce ocazie ratează Daniel Nicolae. Însă atacantul giureștean lovește total aiurea balonul undeva la 10 metri cu piciorul stâng și trimite în... Aufgepasst! Der neue Mann Martin. Und da ist das Tor! Was sage ich? Was sage ich? Von Bittencourt. Benzo, der Torschütze. Und da ist er durch! Und da ist Bernd Leno! Nu reușește să treacă de robuste Mădălin Martin. Martin, continuă Martin. Încă un dribling al lui Mădălin Martin. Gol! Gol, ce gol marchează Mădălin Martin. Finalizată de Mădălin Martin, iată viteza sa, are o viteză excelentă. Un dribling scurt din gleznă și finalizare la colțul lung. Unul dintre cei mai buni jucători ai Rapidului, Mădălin Martin. Să vedem cât îi vor ține bateriile pe băieții lui Bogdan Tudoreanu. Dar cred că au venit bine încărcați. Mădălin Martin, foarte frumoasă această incursiune a lui Mădălin Martin. Lăsa jocul să continue central Nicolae Vasile Martin cu capul și reușește ure, cum a făcut în meciul cu Rapid CFR Suceava. De această dată lovitura sa de cap chiar pe... Andu închis foarte bine aici centrarea lui Tudoran. Gol! Mădălin Martin egalează în minutul 72. Revedem acțiunea, o centrare foarte bună între punctul de la 11 metri și linia careului de 6. Așa cum scrie la carte, Mădălin Martin se înalță și lovește gazonul. Mădălin Martin, dribling în fața lui Drugă, continuă Martin, s-a oprit însă Cioablă, trage Martin pe lângă poartă. Revedem șutul la rădăcina barei, însă nu a prins cadrul porții. Se vede când pune piciorul pe minge, că nu se sperie. Îl vedem pe Mădălin Martin. Martin de unul singur. Martin pentru Ilian Popa. Lasă până la Tudoran. Tudoran. Luche pentru Mădălin Martin. Alunecă Andrei Radu. Martin intră în posesie. Martin pentru Embalo. Semnalizat în poziție afară din joc. Embalo se mișcă destul de greu. Luche scoate în margine pentru Mădălin Martin. Martin pentru Embalo din prima. Embalo prinde Stoian pentru Iosel. Centrarea lui Iosel arată excelent și tras, este penalti. Este penalti, Mădălin Martin agățat de Andrei Radu cu astfel de faze. Îl agață cu brațul drept, așa pare. Tudoran, Trandu, Popa și Mădălin Martin. Iată-l pe Mădălin Martin, încercând să-i trimită această pasă lui Iulian Popa. E bună preluarea, gol! Părea că va reuși să controleze mingea foarte bine. Iată însă ce bine oprește balonul acolo, după care șutează repede. Nu-i dă nicio șansă lui Barna. Nu a fost în interiorul careului. Locul 4 a trimis în bar, apoi a trimis pe lângă poartă. Aici șansă de 2-0. Gol! Gol marcat de Jeslinek. Venit din Slovenia, de la Celje, a jucat la Sparta Praga la un moment dat. Nu foarte... Raul Costin, pasă este din nou anticipată. Și acum o greșeală de care poate profita Mădălin Martin. Să vedem culoarea cartonașului. Să vedem culoarea cartonașului. Un atac foarte periculos al
Rapidului. Martin, bună, inspirat această pasă, Tudoran. Botescu. O centrare pentru reluarea lui Mădălin Martin. Ganea oprește balon. Tudoran, Cușnir. Mădălin Martin. Foarte frumos a curs acest atac. Mădălin Martin, o pasă pentru Iulian Popa. Ce ocazie! Dată de Mădălin Martin. Iată, în spatele lui Panait. Jucătorii Rapidului, acum Raul Costin. Convinge pentru Mădălin Martin. Deviere excelentă pentru Încoi. Fault! Și lovitura de la 11 metri va fi al doilea galben și roșu pentru Bogdan Panait. Încoi, iată devierea lui Mădălin Martin. Iată aici, clar, gestul lui Panait. Reușește să-i trimită. Vlăduț Morar pentru Mădălin Martin, reușește din preluare să treacă de un adversar. Mădălin Martin pentru Tudoran, Tudoran în fața golului, Tudoran! A încercat un lob. Să revedem faza cu pasa lui Mădălin Martin, poziție regulamentară a lui Tudoran. Ideea a fost bună, reprize în derbiul seriei întâi a diviziei B. Poziție regulamentară la Mădălin Martin. Pleacă Mădălin Martin, își face mingea puțin cam lung și este penalti. Cartonaș galben pe care îl vede Bumbac. Ia să vedem. Da, e penalti. Mai întâi ia picioarele. Iată, îi ia picioarele, apoi dă în minge. O pasă previzibilă. Bojan a intuit. Bojan dă mingea pe lângă Iosel. Se redresează Bojan. Trebuie să fie foarte atent. Are cartonașul galben. Bojan, am văzut, e un fotbalist care e un fundaș lateral. Iulian Popa indică schema, centrează cu mult efect, o reluare peste poarta lui Mădălin Martin. Reușește să lovească acest balon. Când care a trimis o pasă bună, ai din nou Grecu, este la înălțime Mădălin Martin și Rapidul beneficiază de un nou corner. Această partidă, portarul Bordeanu să fie jucătorul Oțelului cu cele mai multe atingeri, reluare cu capul, tot Bordeanu a respins. Cușnir, Mădălin Martin, Martin continuă, Martin cu o pasă către Jeslinek, resping însă gălă la Luche acest balon. Martin centrează fața porții către Luche, este însă intervenția lui Adrian Codreanu care trimite în corner. A curs frumos această fază a Rapidului, iată ce pasă oferă Luche pentru Mădălin Martin, acesta trimite și el bine la...